By the way, we're taping it. You'll be on YouTube very fast. Să funcționeze. Yes, I'm Sofia. Mă cheamă Sofia, v-am spus lucrul ăsta. And I'm when I was 10 years old. Aveam 10 ani. My family break. Familia mea s-a destrămat. Because my mom and my dad. Pentru că mama mea și tatăl meu. The relationship from both. Relația lor. Break. S-a rupt. Because they don't speak together. Ei nu mai vorbesc unul cu altul, nu mai stau împreună. And so I lost also my way with God. În momentul respectiv, eu mi-am pierdut orice fel de drum pe care l-aveam cu Dumnezeu. I have made much ways. Am încercat să fac multe. For brought my mom and dad. Cumva să îi aduc împreună pe tatăl meu și pe mama mea. One way I am I tried to please my friends. Într-un fel, în alt fel am încercat să plac foarte mult prietenilor mei. Because I thought. M-am gândit eu, am căutat. That when my friends loves me. Dacă am sunt acceptată de un grup de prieteni. I love myself. O să mă iubesc și pe mine însumă sau să-mi crească un pic stima de sine. Also I have tired. Am încercat. To please my family. Să fac pe plac familiei mele, ce mai rămăsese. So I worked hard for my school. Am mers foarte bine la școală și am învățat din greu. So later I start to study. Am început să fac studiile. A university that was very hard. Și am luat o universitate foarte grea. And also every weekend. Și în fiecare weekend. I go in discotheque. Mergeam la discotecă. Because I think yes, the boys look at me. Pentru că mă gândeam acolo să fiu văzută, observată de băieți. And I'm very loved. Și o să fiu iubită. But that's not so. Din păcate nu e așa, în caz că nu te prinzi. Do you don't find love on a discotheque? Nu găsești dragoste în discotecă. And you don't find love. Și nu găsești dragoste. When you work hard for other persons. Dacă muncești din greu pentru altcineva. And so a day. La un moment dat. Where I realized I'm very alone. Când mi-am dat seama că sunt foarte singură. And I was really desperate. Și eram disperată. God came to me. Dumnezeu a venit la mine. He said me to you are great. Și Dumnezeu mi-a spus ești foarte tare. You are very awesome. Ești incredibilă. But you go false ways. Dar din păcate mergi în drumul greșit. So I break my study. Am renunțat la studii. Am încetat studiile. And in this time I was in another city from my parents. Pentru că în momentul în care făceam studiile eram în alt oraș față de părinții mei. And so I returned. M-am întors. In the city where my mom lives. Unde trăia mama mea. And in this time. Și în acest timp. I was very much time with God. Am avut un timp, am petrecut mult timp din această parte cu Dumnezeu. And he broke my heart. Și lucrul ăsta mi-a zdrobit inima, mi-a făcut inima moale.
He shows me all my faults. Am văzut în timpul ăsta câte multe greșeli făceam. I have very pain. Aveam o durere în inima mea. Because I see all my faults. Pentru că îmi vedeam greșelile acum. And so was the single thing that I can do. Singurul lucru pe care puteam să-l fac. Say it at God. Era să sing or say. Să vorbesc cu Dumnezeu. And to realize that is Jesus died for me for these things. Pentru lucrurile astea, pentru ceea ce eram eu, să realizez că Iisus a murit pentru mine, așa cum eram eu atunci. And in this time that who I realized that? În momentul în care am început să înțeleg lucrul ăsta. I had a real freedom in my heart. A venit o libertate peste inima mea. His mercy is so great. Mila lui este așa de mare pentru mine. Because you can't make a fault that is so big that he not. Nu poți să faci, nu poți să faci ceva așa de mare care să nu fie iertat sau pe care Dumnezeu să nu poată să-l ierte. Yes, and so I go the way with my Lord and așa că am început cărarea mea, drumul meu cu Dumnezeu, cu Domnul meu. And this is the single way that gave me all that I need. Și aici mi-am găsit împlinirea, am găsit tot ce aveam eu nevoie. For me, God gives me two pictures. Pentru mine Dumnezeu mi-a dat două imagini. How he is. Despre cum este el. First picture for me was he is my father. Prima imagine pe care Dumnezeu mi-a dat-o despre el, mi-a dat imaginea tatălui, că el este tatăl meu. I think he gave me this picture because I'm not really a good relationship with my real father. Și eu cred că Dumnezeu mi-a dat imaginea asta despre el ca și tatăl, pentru că eu nu am o relație bună cu tatăl meu. For example. De exemplu. God knows. Dumnezeu iubește. How kids are. Sau știe cum sunt copiii. And kids are so. Și cum sunt copiii? She needs present for no you love anybody love. Așa. Copilul are nevoie de daruri. Pentru că așa se simte iubit când primește darul de la cineva care pe care sau care este pe care îl iubește. And so may God much present of love for you. Și prin felul ăsta Dumnezeu s-a făcut prezent pentru mine. For one day I come home. Într-o zi am venit acasă. And I have two cats. Și aveam două pisici. One of these was much days not at home. Una dispăruse de acasă o vreme. And I think, oh, it's what's wrong with the cat? M-am gândit, poate ceva în regulă cu pisica. And in this time? Și în timpul ăsta? I think it's a little thing. I can't go with this little thing to God. Am avut o senzație așa peste mine și am zis, e un așa lucru mic, mi-a dispărut pisica, parcă nu mai își duce la Dumnezeu cu acest lucru mic. But then I said God. După care mi-a venit mintea la cap. And when I was finished with prayer, și m-am pus pe genunchi și m-am rugat și când am terminat rugăciunea. I heard a meow. Am auzit un miau. Yes, and the cat was back. Și pisica a venit înapoi. For other people, it's a little thing. Pentru mulți oameni lucrul ăsta e așa mic. But for me it was so great. Pentru mine it was a thing of my heart. Era un lucru incredibil pentru că era pe inima mea și Dumnezeu mi-a răspuns la un lucru pentru inima mea. And so he make every time present for you because you are the kid from him. Și dacă tu ai relația asta cu Dumnezeu și te consideri copilul Dumnezeu, Dumnezeu își va arăta prezența lui de tată prin astfel de lucruri mici pentru alții, mari foarte pentru tine. And kids needs presence. Și copilul are nevoie de prezența tatălui. Cadou, prezență. Gifts. Am nevoie, și eu am nevoie de
Another picture for me is God as a coach from a football team. A doua imagine e Dumnezeu ca un antrenor, nici la un antrenor de echipă de fotbal, zice. Because he says to stand in this place and play the game. Pentru că un antrenor îți spune, uite, stai, ăsta este rolul tău, ăsta este locul tău, poziția ta, postul tău și trebuie să joci așa. And you say any times, no, I don't want this place, I want other place. Și zici, mie nu-mi place să dau fundaj, vreau să fiu atacant, să mă duc acolo în față. But a really good place for you is where God. Dar locul bun pentru tine e ăla desemnat de Dumnezeu, rolul desemnat de Dumnezeu. And you are a team with other people. Și încă un lucru interesant, că tu ești parte într-o echipă cu alți oameni. And if you make a fault and play the ball outside. Și dacă faci și o greșeală și joci mingea aiurea. It's not very wrong. He got not say you make a fault, okay, you don't play. Și Dumnezeu ca antrenorul tău nu zice, ah, ai greșit, ai făcut fault, afară, nu mai joci. He said, you make a fault, it's okay. El spune, este regulă, încearcă încă o dată. Don't worry. Nu te îngrijora. You make it in another time. O să reușești următoarea dată. Better. Mai bine. And so these two pictures. Aceste două imagini. For me was the first pictures. Au fost primele mele reprezentări despre Dumnezeu. Așa l-am văzut eu pe Dumnezeu. His father and coach. Tatăl meu și antrenorul meu. And also he is a friend. Mai este o imagine, cea de prieten. You can say him all things. Putem toate lucrurile. Poți să-i spui toate lucrurile. We have a little problem and think it's not for God. Ai o problemă mică cu care te zbați și zici nu e pentru Dumnezeu, că e mică. You're wrong. Greșești. Because he knows you. Una la mână, el te știe, cunoaște situația. And he loves you how you are. El te iubește așa cum ești. And it's not necessary. Și nu e necesar. You bring things with you. Să aduci lucruri cu tine. He loves you with your faults, how you are. Să faci tu efortul ăsta pentru că El te iubește. Chiar și atunci când tu greșești, El tot te iubește. Yes, in this moment I want you give your neighbor a hug. Aș vrea, dacă se poate, să îmbrățișez pe cel de lângă tine. Because God will show you how He loves us. Hai să vorbim un pic despre această identitate. I think this is a question. Am aruncat lucrul ăsta ca și o întrebare. That will every time of your life is a question. Pentru că întrebarea asta te va urmări în fiecare moment al vieții tale. Va fi această întrebare. I think it's a long way. Because one day you have an identity soul. And the other day you make it, God make it greater. E interesant, este un drum.
într-o zi au o anumită identitate și crezi că știi cine ești, după care vine Dumnezeu și schimbă total identitatea asta și observi că ești altcineva. Many people think that identity is a problem from young people. Sunt oameni care privesc identitatea ca apartenența la un grup, ca apartenența la un grup de oameni. But I think for every people is a problem who I am. Și că acest grup de oameni, numai ăștia au problemă cu identitatea. Eu, zice Sophie, cred că toată lumea are problema asta cu identitatea și întrebarea cine sunt rămâne pentru toată lumea. What I have to do on this world. Urmată de imediat de ce am de făcut pe pământul ăsta. And so it's every day of your life. Așa că în fiecare zi question, ask God, a vieții tale este o întrebare bună pe care să o trimiți către Dumnezeu. Astăzi ce am de făcut? Ce trebuie să fac astăzi? And I know he has for everybody. Eu cred că el are pentru toată lumea. Assignment. Un task. Ceva de făcut, o treabă de făcut. O sarcină. And it's possible to say one day, no, I don't want to do this. E posibil să dea Dumnezeu ceva, o sarcină de făcut și în ziua respectivă să zici, nu vreau să fac lucrul ăsta. But it's like a coach. He don't say no. Dacă don't make this, I don't love you. Dar uite ce ai de făcut. Vine din partea unei imagini de antrenor. Nu este condiționat de genul dacă nu faci lucrul ăsta, nu te mai iubesc. N-are nicio condiționare de genul ăsta. It's not so that you don't have a own meaning. You can speak with God. Nu înseamnă că, uite, îți dau ceva de făcut, nu înseamnă că tu nu ești nimic sau că nu ai nimic de spus. Tu poți discuta cu Dumnezeu despre lucrul ăsta. Yes, not possible to do everything here and make. It's also great you say, God, because this, I don't want this. Nu este o poruncă de genul dacă nu faci lucrul ăsta, se vor fi, uite ce consecință vor fi, ci chiar este ok să vorbești cu Dumnezeu, ca să înțelegi. Dom'le, dar nu vreau să fac lucrul ăsta. De ce să fac lucrul ăsta? Este în regulă să vorbești. He love has a relationship with you. Pentru că El iubește, în primul rând, relația cu tine. My English is not the best, but I think that... Zice că engleza nu este, sau doar română mea. Mai un minion sacrinuță. And so it's very important. Cred că este important. You look every day for relationship with God. Să cauți în fiecare zi, în primul rând, relația cu Dumnezeu. You have a great day. Vei avea o zi bună. Say thank you. Poți să zici la final mulțumesc. You have a bad day. O avea o zi mai grea. Don't worry, you are not alone. Nu te îngrijora pentru că niciodată nu ești singur. Every little thing. Fiecare lucru, oricât de mic ar fi. Is for him, not little. Pentru el, dacă este despre tine, pentru Dumnezeu nu e un lucru mic. For him it's so important. Din contră, este atât de important. That you are happy. Să fii tu fericit. Este atât de important pentru Dumnezeu să fie ție bine. And if you are very happy. Și dacă ești în starea asta și ești fericit. Give this to other persons. Tu poți să împărtășești lucrul ăsta către alți oameni. Don't crack every happiness for you. Nu colecta fericirea asta numai pentru tine. Give the love and the mercy other persons. Împarte dragostea și mila pe care tu o primești către ceilalți. Because a little hug. Pentru că o îmbrățișare.
can be for a person a very great thing. Poate să fie pentru celălalt un lucru foarte mare, un lucru foarte mic pe care îl faci tu în spiritul ăsta, poate să însemne incredibil de mult pentru celălalt. You don't see in the heart for other persons. Sorry? You don't see in the heart. Tu nu vezi, nu ai abilitatea să vezi în inima celorlalte persoane. But the Lord knows everybody. Dar Dumnezeu îi cunoaște. You love. Îi iubește. And he is great. Și e mare pentru tot. Mulțumim, Sofie, și așa sentiment bun, tot repet lucrul ăsta de dimineață, parcă nimic altceva nu știu să zic, am așa un sentiment bun pentru ce se întâmplă aici. Aleluia. Pentru că vine o fată de... how old are you? 23 de ani și în cuvinte atât de simple, spune de fapt esența, ce trebuie. Și e așa de minunat că nu trebuie să ai 15.000 de facultăți ca să poți să transmiți lucrul ăsta. Dacă ești încurajat să dai o mărturie sau să spui ceva, ai aici, în tabăra asta, în timpul de seminare și în timpul de dimineață și poate și seara, ai posibilitatea să te exprimi. Eu cred că este o putere deosebită. Exact cum zicea Sofie, când nu ții lucrurile pentru tine și când ți s-a întâmplat un lucru mic, i-a venit pisica acasă. Când se întâmplă un lucru mic, să poți să zici, văd pe Dumnezeu în lucrul ăsta. Unde este versetul pastor? Că să-l vedem în toate lucrurile. Unde este versetul? Că îmi scap acum. Versetul, să-l vedem pe Dumnezeu să... To see him in all your ways. Să recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale. Ar fi un motto foarte fain pentru ziua de astăzi. Să recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale. Amin. Mulțumim mult! Super! Avem în primul rând lista cu programul. Dacă n-ai văzut programul, poți să te duci acolo. Doi. Există o listă de activități. Eu o să iau, sigur, una dintre ele, pentru că vreau să mă duc să joc... Volei! Oricine vrea să vină să joace volei, ne întâlnim în... 7 minute, la fără un sfert, mă duc să mă schimb numai, la fără un sfert, la terenul de volei, da? Unde avem minge, cine are minge? Facem rost, da? Nu, minge, nu știu nimic. Aduci și mingea? Există mingi, au aici. Au mingi de vole și nu se rezolvă. Bine. Mulțumim mult de tot! Următorul lucru e volei. Dacă ai alte activități, spune mâna pe pix, scrie. Dacă nu ai activități, uită-te în jur și vorbește cu cineva. Mulțumesc mult!